Bună tuturor, eu sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. De vreo două zile se întâmplă numai nenorociri pe YouTube ăsta. YouTube-ul s-a hotărât să ne șteargă nu numai abonații care nu erau activi, dar și multe persoane care lasă comentarii, bun like. Și eu m-am găsit ștersă de la multe canaluri preferatele mele, pe care le folosesc mereu, pe care le urmăresc mereu. Și deci YouTube am nebunit. Mie după ăla românesc mi-a luat 3, nu, după ăla italienesc, după canalul italienesc mi-a luat mai mult de 3000 de abonați. Bine să știți. Și de pe ăsta românesc vreo 1500, dar n-are nimica. Noi mergem înainte și noi facem YouTube ca să ne distrăm, nu ca să avem abonați milioane, milioane. Măcar dacă am avea milioane, milioane, aș putea stau acasă să nu mai fac nimic. Și astăzi o să fac un video. Am fost nominată, tagată, nu mai știu cum se spune, de Roxanica, de pe canalul Roxane Beauty Makeup, care o pupăcesc. Și fata asta s-a gândit să facă un acest tag, să-l numim așa, în care să arătăm cum ne machiam la 15 ani. Pentru mine o să fie foarte scurt acest video, pentru că eu la 15 ani nu știam de capul meu. Pe timpurile noastre, atunci pe epoca aia de piatră, când erau Flintstone, cam atunci, da? Mămicile noastre nu prea ne lăsau să ne machiem. Și așa cum mai înceam la seara mama la discotecă, singurul lucru care ce mai ne făceam așa era creionul negru, rimelul și ceva cu maro pe ochi, că nu știam de altceva și o să încerc să vă machiez. Deci, niciun fond de ten, ne dădeam decât cu creionul pe aici. Așa. Mi-aduc aminte de o povestioară așa. Eram în anul 4 și mama mi-a zis, mâine vin la școală să vorbesc cu Maros, așa, dădeam cu mâna pe aici, dădeam pe aici așa, cam așa ceva. Și mama zice, mâine vin la școală, la liceu, să vorbesc cu profesorii. Și uite așa. Și mai ne dădeam cu ruj maro, dar eu nu am o să-mi dau pe ăsta. Nu știam de capul, eram proaste rău. Și cu rimel. Atât, astea era machiajul nostru pe timpurile mele. Așa mă, și mama zice, mâine vin la școală. Și mâine vine la școală, nicio problemă. A doua zi, în casă la mine era o gagică care se machia rău de tot, cu fonduri de ten, cu toate minunile astea, și zice, Jani, hai să te machiezi. Și eu zic, hai mă machiază. Și m-a machiat asta rău de tot, mi-a pus și fond de ten. Și mi-a dat cu un creion albastru. Mai țineți minte că era pe timpurile alea niște creioane groase, si de foarte albastre, de cremoase, așa, de zdăden, nu se mai lua nici cu... Asta mi-a dat cu creion negru, mi-a dat cu creionul albastru. Și la un moment dat, eram în curtea liceului și o văd pe mama. Dar eu nu mi-am dat seama că eram machiat. Și mama se apropie de mine și face, ce-i pe ochii tăi? Și zic, abri, lasă-mă și pe mine pace că sunt mare. Nu știu dacă era anul 4 sau anul 3, nu mai știu ce an eram. Nu eram în anul 4, eram în anul 2, că mai era și frate cu mine liceu. Și ce-i pe ochii tăi? Ce ți-ai dat cu asta? Albastru de la voi. Și zic, mama, și du-te imediat și ștergi-te. Vă dați seama să te ștergi de creionul ăla gras și de creionul negru și mi se întinseze peste tot și dădeam, era ochii mei atât, că trebuie să plec acasă, pentru că n-am reușit să mă machiez, să mă demachiez ca lumea cu apa de robinet, fără să pun, fără nimic. Era vai de viața mea, aveam doi ochi roșii.
Și Roxanica, îmi pare rău că n-am mai multe să spun. Noi decât atât, de repede, așa, în 5 secunde eram machiate. Că era mai prostă în acea așa, și îți mulțumesc că ți-ai adus aminte de mine. Eu vreau să dau acest tag mai departe lui Alexandra, de pe canalul Alexa Sayat, care ocupă ce să ne spune și ea. Mi se pare că Roxana i-a dat tag și ei. Gabriela de pe canalul lui Isabela, hai să ne arăți și tu cum te machiai la 15 ani. Lui Medis, lui Magdalena de pe canalul Medis Family, Claudia Osi Life. Nu știi că n-am uitat de tagul tău, cât de curând o să-l fac. O să vă las în infobox link-uri de către canalurile acestor fete minunate. Să vă duceți și la ele să vedeți ce clipuri frumoase au. Și fiindcă suntem aici, vreau să vă arăt și cele șapte, cei șapte magnifici beauty din vara aceasta. Și începem cu sprâncenele. Cremuța de la Anastasia Beverly Hills Drip Brow Pomade. Eu am nuanța blond. Este de nu se poate. Se întinde ca lumea pe sprâncenă. Se usucă, dar nu se vede că e ceva uscat. Ține o grămadă. Eu am stat o zi întreagă cu ea și m-am și culcat. Până a doua zi tot, tot era la fel exact cum le-am făcut. Am cumpărat-o de pe un site englezesc, am dat 20 de lire pe ea, de lire sterline, nu știu cam cât vine românește. E nuanța mișto, o recomand și ăsta este primul meu magnific beauty. Al doilea magnific beauty este beauty blenderul. Eu până acum nu-l cumpărasem și zic, haide mă să-l cumpăr și eu, pe ce naiba facem aici, toate fătucile astea are beauty blender, hai să-l încerc și eu. Și l-am cumpărat de pe Sephora, am dat 16 euro pe ea, deci 16 ori 4, faceți cam cât este în lei. Și este de nu se poate. Eu nu credeam la prostiile astea, dar eu am și din alea fake-uri, care sunt tari în... Adică nu așează ca lumea fondul de ten sau corectorul, în schimb asta intră în pori, e mișto, îmi place la imbunie, cred că să mai cumpăr unul, pentru că fata mea mi-e fură mereu. Al treilea magnific este lip gloss-ul ăsta de la MAC, este ăla din colecția lui Ariana Grande. Este Retro Matte Liquid Lip Color Divine Divine. Este super, 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 super. Nu este niciun ruj care ține atât de mult. Ți-l dai să usucă, dar nu exagerat. Ține o grămadă. Poți să și mănânci și nu se ia cam deloc pe buze. Și ăsta este al treilea magnific din vara aceasta. Nu e al treilea, ci al patrulea, al treilea magnific din vara aceasta. Al patrulea magnific este rimelul mascara de la Too Faced Better Than Sex, care îți face genele lungi, ți le separă ca lumea, zici că ai gene false, este de nu se poate, am mostra asta pentru că l-am cumpărat și vorba în al doilea, a doua oară când am mai cumpărat câte ceva, mi-a trimis unul ăsta gratis, deci vreau să le termin un timp asta mai micuțe. Și asta este al patrulea magnific din vara aceasta. Al cincelea magnific este eyelinerul negru de la Wycon, care este de la noua colecție, este Point in Ball. Și are în mijloc aici o biluță și când îl întinzi pe ochi face zac, imediat se face linia neagră și este foarte negru. Mie îmi ține toată ziua, e ok. Și ăsta este al cincilea magnific beauty din vara aceasta. Bineînțeles, cred că ați văzut-o peste tot, paletuța mea de la Glow Kit, de la Anastasia Beverly Hills Glow Kit, care este adorabilă. Eu am aici culorile astea minunate,
îți dai nene în ele, lucește de nu se poate. Și alta este al șaselea magnific din vara aceasta. Al șaptelea magnific din luna aceasta este paletuța de la Morphe. Eu am văzut-o pe canalul lui Nicki Tutorials, american, ca aia blânduță, nu știu. Și am înnebunit de atunci, am zis că trebuie să o am neapărat. Mi-am cumpărat-o de pe site-ul Cult Beauty. Am dat 20 de sterline pe ea. Când pui mâna pe culorile astea așa, sunt catifelate, sunt așa de pigmentate și ține pe față, adică nu se mișcă din locul ăla. E, uitați ce culori, nu știu, are. E, are și mat și astea mai sclipicioase, așa, e super, 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 eu o ador. Și asta este al șaptelea magnific din vara aceasta. Îi mulțumesc, Roxenica, că m-a făcut așa să mai mi-amintesc de tinerețile mele. Te pupăcesc, ești scumpă și voi nu uitați să vă duceți pe canalul ei. Și sper că fetele pe care le-am tăgăduit să facă acest video, pentru că este drăguț. Și eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Nu uitați să dați like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!